Astăzi ne aflăm într-o zi de sărbătoare. Praznic împărătesc. Intrarea Maicii Domnului în biserică sau ovidenia. Și vom discuta despre acest subiect în emisiunea de astăzi, așadar vă invit încă de pe acum să dați un like și un share acestei postări pentru ca mesajul să ajungă la cât mai multă lume. Și de asemenea, dacă aveți curiozități, le lăsați într-un comentariu pe pagina noastră de Facebook. Ce semnifică această sărbătoare? În primul rând, trebuie să specificăm două lucruri. Ne aflăm în etapa sau în finalul sau spre sfârșitul Vechiului Testament. Ne aflăm în vremea lui Isahar Arhiereu, când prorocul Zaharia era la templu. Ne aflăm în momentul în care Ioachim și Ana erau într-o mare supărare că ei au rămas sterbi și nu pot naște copii. După rugăciuni îndelungi, rugăciunea lor străbate cerul, este auzită de Dumnezeu. Le vine și acea veste minunată că vor avea un prunc, o odraslă. Și ei chiar așa s-au exprimat, deopotrivă, atât Ioachim de la voi, cât și Ana din grădina casei. Orice ar fi, o vom da o biserică. Mai întâlnim și astăzi câteodată mame care folosesc această expresie și spune: părinte, îl dăresc Maicii Domnului. Mamele o fac și cu scopul de a fi sub protecția Duhului Sfânt, dar o fac și sub protecția și grija că dacă știe că în credința Maicii Domnului este ferit de rele și de primejdi. După ce am încredințat un copil lui Dumnezeu sau l-am făgăduit lui Dumnezeu, etapa a doua este și mai grea decât prima, pentru că noi trebuie să ne ocupăm de educația lui. Deci, Fecioara Maria, după ce s-a născut din drepții Dumnezeu și părinții Achim și Ana, a fost alăptată de bătrâna Ana, a fost crescută cu evlavie și cu credință. Dar acești părinți și-au adus aminte de făgăduința făcută lui Dumnezeu. Că orice ar fi sau orice odrasă s-ar naște, o vom da o biserice. Și Ana și Ioachim, unul venea pe neam împărătesc și unul pe neam arheresc. Deci erau vârfuri de popor și de oameni în poporul ales, de respectiv seminția lui Iuda și respectiv neamul lui David. Ca să vorbim despre ideea purtării mai departe, rădăcinii mesianice a lui Hristos, după cum arată prorociile Sfintei Scripturi, învățăturile Sfintei Scripturi, profețiile mesianice ale Sfintei Scripturi, profețiile matematice ale Sfintei Scripturi și prorociile legate direct de zdrobirea capului șarpelui prin puterea femeii. Când s-au împlinit 3 ani, tradiția spune că au venit și rudele de la Nazaret. Probabil că și în zona Nazaretului o fi avut domenii ori Ioachim, ori Ana. Alte tradiții iudaice și cercetări arheologice spun că ar fi vorba de o altă zonă a Ierusalimului, dar oricum cale ca la un 30 de kilometri, pentru că Fecioara este dusă la templu timp de 3 zile într-un ritual foarte interesant, deși era o pruncuță. Ea merge pe jos, însoțită de alte fecioare care aveau făclia prinse în mâini și arată că durează drumul 3 zile. Deci un copilaș micuț n-ar putea merge până într-un 10 km, să spunem, pe zi, sau să spunem că a fost dusă cu un mijloc ușor de transport, atunci, să spunem, pe un măgăruș sau într-o oarecare formă, așa. Dar durata celor 3 zile arată că copila ajunge la Ierusalim. În Ierusalim întâlnim două elemente foarte importante care n-ar trebui să ne scape ca idee. Ce aveam acolo? Templul lui Solomon, distrus la robia babilonică și devastat, reconstituit de Zorobabel, pentru că în el aveau să se petreacă câteva taine mari și de vreme ce a fost prorocit, el trebuia să existe și ca drept dovadă că terminându-se de se împlinit prorociile și templul dispare definitiv. La porunca cui? La porunca Domnului Hristos, cel care se taie împrejur la templu, cel care primește binecuvântarea preotului Simeon în templu, cel care predică de pe scările templului, dar care constată ce? Că ați făcut casa tatălui meu peșteră de tâlhari.
ea deși ar trebui să fie casă de rugăciune. Se referea la schimbul valutar și acele pregătiri de jertfe infinite care erau interminabile și devenise un adevărat comerț economic. Când deseori și astăzi ne izbim de această chestiune și vedeți oamenii sau ochiul mai critic sau partea speculativă a populației cu ochiul critic vine și spune: păi biserica e o afacere. Doar banii interesează. Da. Mergi pe varianta și cea de-a întâia și cea de-a doua. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament. În Vechiul Testament, Solomon spoiește tot templul de piatră făcut 40 de ani numai cu aur și face cupolă de aur. Pune în el un sfeșnic de vreo 300 de kilograme numai din aur, bătut la ciocan. Toate vasele numai din aur. Și totul gravează în jurul acestui metal prețios, aurul, arătând recunoștința și respectul față de Dumnezeu care a creat acest metal valoros, dar arătând și deșertăciunea lui că singurul loc unde îi se potrivește să stea cel mai bine este în casa lui Dumnezeu. Ne întoarcem la varianta la care Solomon face și niște abuzuri la vremea respectivă, pune acel bir de 666 de bani de argint, de unde rămâne și semnul fiarei sau pecete, adică pierderea credinței că Solomon să dă în idolatrie, desfrâul pentru că aduce toate metresele, creiesele, împărătesele, țiitoarele și umple palatul de tot felul de religii, cu tot cu idolii lor, deși el ceruse de la Dumnezeu înțelepciunea. Dar pe de o parte că era și just și aspru și decapita, adică ucidea fără noimă, dacă cineva nu se supunea. Și de aceea spune că regatul lui David a fost unul din cele mai mari regate lăsate fiului său, iar Solomon a fost unul din cei mai bogați regi și cel mai de huzur care și-a permis să facă acest dar lui Dumnezeu, acest templu, de care Dumnezeu n-a avut nevoie, nu i-a cerut vreodată ca să-l facă. Ca drept dovadă, ca să-i arate lui Solomon, care scrie mai târziu în pilde, că puțină pâine cu dulceață e mai bună decât jertfa multă cu păcat. Și acest templu se va pusti, deci va fi devastat. Da. Pentru că este nevoie de prezența lui și este legat de activitatea mesianică și de semnele profetice, după 70 de ani de robie babilonică, când Cirus le dă drumul la evrei, cei bătrâni se întorc în Ierusalim și primul lucru care îl fac cu vase de aur și cu tot ce au mai căpătat de la Cirus, care îl înlocuiește pe Nabucodonosor, aduc în Ierusalim și reconstituiesc templul, dar la forma mai săracă, la cea pe care o va găsi Iisus când va intra în templu și pe care o va găsi și Fecioara Maria când va fi închinată la templu. O să intrăm și în activitatea templului, dar mă opresc la ce ne interesează acum. Iată că din grădina măslinilor, Iisus Hristos, când aproape să treacă de crucea patimii și să se înalțe în slavă, stă cu ucenicii acolo și arată spre Ierusalim, spunând acele vorbe triste care sunt rămase și astăzi consemnate în Sfânta Scriptură. Ierusalime, Ierusalime, cât am plâns eu pentru tine și am vrut să adun puii tăi cum adună cloșca puii. Dar tu n-ai vrut pe fiii tăi cum adună cloșca puii și tu n-ai voit aceasta. Te vei pusti și te vei risipi și piatră pe piatră din tine nu va rămânea. Iar în anul 70, în timpul lui Titus Vespasianus, Ierusalimul este devastat, este distrus, evreii izgoniți din Ierusalim, arat și presurat sare. Deci, ca să vedeți că misiunea templului s-a încheiat și începe biserica cincizecimii cu Duh Sfânt și cu foc. Noi avem astăzi acel zid al plângerii, ruina respectivă originală din porțiunea vechiului, vechiului templu, din timpul lui Zorobabel, unde poporul mozaic merge și astăzi și face acele rugăciuni și psalmi și cântări psalmodice la zid, în dorința revenirii acelor vremuri și luându-se după psaltirea lui David, marele psalmist David spune ceva foarte interesant în psalmii săi ca o prorocie. Zidiva Domnul Sionul, risipirile lui Israel va aduna. Fă bine, spune în psalmul 50, să se zidească zidurile Ierusalimului și atunci voi pune pe altarul tău viței. Vedeți ce interesant? Da. Și eu care sunt ortodox în ziua de azi mă întreb, și ce mă interesează pe mine zidirea Ierusalimului? Ce mă interesează pe mine viței de pe altar?
ne interesează sub o altă formă. Vorbim de Ierusalimul de sus, de Ierusalimul ceresc, cel pentru care vine Hristos și trebuie să nască din fecioară. Vorbim de vițelul de jertfă, cel din parabola fiului risipitor și cel mielul euharistic, cel din potir, din care cine mănâncă nu mai moare, pâinea cea vie, dar care nu mai are legătură cu templul lui Solomon, dar are legătură cu altarul de jertfă, care este începătura legii celei vechi, umbra celei noi. Pentru că la început priveam în dicitură și acum privim față către față, pe cuvântul întrupat văzându-l, spune încântarea ortodoxă, pe fecioara o fericim.